Salutare! Astăzi am revenit cu colecția mea de produse MAC. Nu sunt foarte multe, dar este un clip destul de cerut ce am zis să vă fac pe plac și să vă arăt exact ce produse MAC dețin. Pentru față, momentan, am doar prep and prime-ul cu SPF 50. Am avut și fond de ten, și corector, și pudră, dar le-am terminat, așa că nu am cum să vi le arăt. Este un primer bun, are un factor de protecție foarte mare, ridicat. Și cam atâta. Este potrivit pentru un ten gras. Nu mi se pare cel mai bun primer din lume, dar își face treaba. Nu pot să zic că este unul prost sau că nu l-aș recumpăra. Apoi am highlighterul de la ei în nuanța Cherche Lame. Sper că am pronunțat bine. Teoretic e franceză. Și scuzați-mi vocea foarte răgușită, dar încă sunt răcită și îmi sună și telefonul. Toate se întâmplă astăzi. Este highlighterul meu preferat, câteodată îl folosesc chiar și pe pleoapă, pe post de fart de pleoape, pentru că iluminează foarte bine pleoapa și dă luminozitate ochiului. Și ce să vă mai zic, cam atât. A fost ediție limitată, din păcate, dar sunt sigură că au o pudră asemănătoare în colecția permanentă, doar că nu m-am uitat eu să pot să vă zic exact o nuanță. Blush-ul Mocha este unul dintre blush-urile mele preferate. Este un roz prună mai închis, potrivit pentru toamnă și îl folosesc într-adevăr cel mai mult în perioada toamnă-iarnă. Mai mult toamnă, începând cu septembrie-octombrie. Dar poate fi folosit, vă dați seama, foarte bine și vara. Numai că îl folosesc mai rar, că este foarte greu de scos de aici. Până nu cumpăr o paletuță din aceea pentru blush-uri, l-am folosit cam rar, sincer. Doar de lene. Dar este un blush foarte drăguț și îl recomand. Un blush clasic în colecția mea este, desigur, Blush Baby. Este destul de subtilă culoarea, adică nu este foarte pigmentat blush-ul și arată foarte natural. Este, cum se numește la ei astea, Sheer Tone Blush. Și, într-adevăr, așa este, foarte ușor, foarte subtil pe piele și foarte natural, cum v-am mai zis. Și este un fel de roz murdar. Cam așa l-aș descrie. Iar pe față arată foarte drăguț, nu știu, mie îmi place. Și desigur, Mineralize Skin Finish în nuanța blond. Dacă ar fi în colecția permanentă, aș fi cea mai fericită, pentru că este un blush minunat. Absolut minunat, ce arată atât de drăguț. Și nu știu ce, dar se potrivește foarte bine pielii mele, deși nu sunt blondă. Nu chiar. Dar este foarte drăguț. Și când îl folosesc, desigur, nu mai trebuie să folosesc highlighter, pentru că are o bucățică de highlighter și îl amestec cu totul, îl aplic pe braț și are o luminozitate drăguță și culoare drăguță și de tot. Trecem la ochi. Am două paint pot-uri, unul în nuanța Groundwork, pe care l-ați văzut de multe ori la mine pe canal, și unul în nuanța Bare Study. Foarte bune, le recomand, mi-aș lua toate nuanțele posibile, nu știu de ce nu mi le-am luat încă, dar cu siguranță o voi face. Am aici un quad pe care mi l-am făcut eu. Tot ce pot să vă zic este că această nuanță se numește Naked Lunch și cred că nuanța aceasta de aici este Woodwinked, dar din păcate celelalte două nuanțe nu le știu pe din afară și le voi avea în bara de descriere puse toate. Am, după cum se vede, un beige, un maro. Toate sunt sidefate, da? Eu încă stau să mă gândesc dacă să-i zic maro sau un beige foarte închis, dar cam este maro. Deși aici, fiind lumina puternică, nu cred că puteți să vedeți drept maro, dar este maro. Un turcoaz și un roz. Și încă două farduri. Primul este Gesso și este un alb mat pe care eu am reușit să-l murdăresc cu ceva. Din păcate, acesta nu este foarte pigmentat și nu înțeleg de ce. Adică, în momentul în care îl iau pe pensula, nu este pigmentat. Dar, cu toate astea, în momentul în care îl aplic pe pleoapă sau sub sprânceană, își face treaba. Nu înțeleg conceptul ăsta, dar atâta timp cât rezultatul este ok, ce mai contează. Și pe acesta, de obicei, îl folosesc pe post de highlighter cât mai natural. Deși este un alb, este un alb subtil. Și de aceea îl folosesc. Și desigur, Mineralize Eyeshadow în Summer Haze, preferatul meu, pe care nu știu dacă voi reuși să-l înlocuiesc vreodată cu altceva. Și acum de aceea îl folosesc mai rar ca să nu se termine. Deși mai am ceva. Chiar mai am.
dar mi-aș dori foarte mult să găsesc ceva asemănător în colecția mea. Probabil că există, dar eu nu știu, încă rămân la ea. Și ultimele produse sunt cele de buze, trei rujuri și două creioane de buze. Primul creion este în nuanța red și este un roșu pe care îl folosesc, desigur, în momentul în care mi-aplic un ruj roșu. Foarte inteligent, partea mea. Și da, e bun, își face treaba, îmi place că e foarte mare și o să mă țin 1000 de ani. Următorul este nuanța Sor și îl port chiar și acum pe buze. Este un roz natural apropiat de culoarea buzelor mele. Puțin cel mai închis decât culoarea mea, dar foarte... Da, bun, natural, e mare, o să mă țin 1000 de ani. Cam aceeași poveste. Și cele trei rujuri de la MAC sunt A Girl About Town, care este un roz ciclam foarte aprins și foarte drăguț, pe care în ultimul timp nu l-am mai purtat și nu înțeleg de ce. Dar venind primăvara, cred că îl voi purta, mai ales că este o culoare potrivită pentru primăvară. Următorul este în nuanța Russian Red și este din gama Matte. Și într-adevăr este foarte mat și usucă puțin buzele. De aceea trebuie să aplicați un balsam înainte, este foarte important. Și este rujul roșu preferat al meu. Da, e preferatul meu. Îmi place, deși mi-o sucă buzele, nu pot să nu-l port. Și normal îl port iarna foarte des. Și ultimul ruj din gama mea de produse MAC este Syrup. Și este din gama Luster, care este un ruj foarte lucios și îl port exact acum pe buze. M-am gândit că dacă tot fac colecția de produse MAC, măcar ceva de la ei să port. Și este un roz natural, după cum se poate observa. Și cred că acesta ar putea să înlocuiască Airy Fairy de la Rimmel, dar nu sunt încă foarte sigură. Va trebui să fac câteva teste. Dar astăzi mi-am dat seama, purtându-l, că ăsta cam seamănă cu Airy Fairy, cum de l-am aflat timp în colecție și nu mi-am dat seama. Așa se întâmplă când ai foarte multe chestii și nu apuci să le folosești pe toate. Și asta a fost colecția mea de produse MAC. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant, sper că v-am dat măcar câteva idei în legătură cu produsele pe care eu le am și desigur aștept și eu cu nerăbdare să-mi cumpăr produse noi. Și la ce să vă mai zic, ne vedem vineri cu un nou clip, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și să-mi puneți întrebări pe AskFM, la care chiar dacă răspund un pic mai târziu, totuși răspund, să știți, eu chiar răspund. Și, desigur, o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!